pleacă, dar eu. Bun. Deci, trei plăcinte. Și nu sunt orice fel de plăcinte. Sunt din vremea tracilor. Însă, trebuie știut faptul că pentru a face o asemenea banală plăcintă sunt implicați arheologi, maestri bucătari, specialiști în industria alimentară și istorici. Pentru că rețeta trebuie păstrată conform descoperirilor și să fie cât mai apropiată de ceea ce mâncau strămoșii noștri. Aici avem o plăcintă cu carne de capră, una cu carne de pui și una cu carne de iepure. O simplă gustare te poartă în universul gastronomic al oamenilor de altă dată. Aici pofta, foamea și informarea de ordin culinar se îmbină. Preparatele au la bază ingrediente folosite în antichitate sau în evul mediu. Eu mi-am luat pentru masa de prânz să mănânc ceva carne de vită și o socată. Socata nu este ca la noi, mai pregnant este gustul de soc, este mai puțin dulce și acidulată. Iar carnea de vită este preparată organic. Important în acest parc este faptul că se respectă și încearcă să fie copiate rețete vechi, rețete tradiționale, rețete bio și în același timp să fie sprijinită agricultura locală. Practic tot ce ajunge în fața turistului este din partea locului. Dar mai trebuie spus că se folosește foarte mult aici alacul sau spelta. Sunt două specii de graminee destul de vechi folosite la începutul istoriei omenirii, înainte de a fi folosit grâul. Ori alacul și pâinea făcută din alac sau produsele din patiserie preparate cu făină din alac sunt fără gluten și într-adevăr sănătoase. Turism nu înseamnă doar respectarea unor trasee marcate, ci mai ales personalizarea propriei experiențe. Însă îlând pașii cu amintiri despre vitejii strămoși ai multor populații din centrul și sud-estul continentului nostru, pășim în ambianța unuia dintre puținele parcuri tematice cu caracter istoric din Europa. Micul sat bulgăresc, neofit Râlschi, a devenit dintr-o localitate aproape necunoscută o atracție turistică datorită acestui obiectiv. Traseul standard începe în cronologia firească a devenirii societății și civilizației umane cu erele calcolitică și neolitică. Lut, stuf, crengi împletite, lemn, condițiile în care își desfășurau viața cei din protoistorie. Este vorba de o anumită epocă, denumită științific, dar noi în ansamblu vedem cum acești oameni au încercat să fie făuritori de civilizație, să aibă valori materiale și în special spirituale. Faptele oamenilor de odinioară se desfiră din firave mărturii și capătă materialitate prin recompunerea spațiilor în care își duceau viața. Lucruri și unelte folosite în cotidianul din neolitic sunt releveie ale inventivității. Poate că nu erau sistematizate terminologic definiții ale eficienței activității personale și comunitare, însă, instinctiv, oamenii erau conștienți că doar împreună pot rezista într-o lume în care, deși se aflau în vârful piramidei trofice, de fapt erau una dintre cele mai vulnerabile specii.
miile de ani care despart erele, înseamnă câteva sute de metri în parcul istoric, pentru a trece în lumea tracilor, care au cultivat o civilizație înfloritoare. O civilizație de la care ne-au rămas foarte multe mărturii, unele inestimabile. Așadar, în parcul istoric, lumea tracilor este bine conturată și strict delimitată, dar mai ales este un areal din care ai ce învăța. Temple și palate devin punți pentru noi experiențe. Cultura tracilor este definită prin realizările de excepție în domeniile arhitecturii, sculpturii, picturii și meșteșugurilor. Incursiunea în civilizația tracilor se continuă în palat, iar oaspeții devin, conform preferințelor proprii, luptători, meșteșugari și chiar monarhi, în diferite săli în care exponatele se transformă în recuzită. Trebuie să spunem că diferența între o expoziție sau un muzeu și acest parc tematic este aceea că realmente aici te poți transforma în sensul acomodării cu uneltele sau cu încăperile în care au viețuit cei de odinioară. Copiii și maturi își făuresc profilul temporar precum într-un joc și, indiferent de faptul că se află în ambianța sălii tronului sau a vreunui dormitor regal, se simte aerul unor epoci despre care uneori ai citit doar în cărți. Parcul înseamnă un pas important pentru turismul cultural, într-o lume în care cererea pentru divertisment este corelată din ce în ce mai mult cu nevoia de informație. Piei de animale, pâslă, tot felul de înnădituri, dar înainte de toate aș putea spune că aceasta ar fi una dintre primele rulote din istoria omenirii. Mai exact a protobulgarilor, pentru că această iurtă este dotată cu roți și putea fi mutată dintr-un loc în altul. Căminul protobulgar este reprezentativ pentru ceea ce însemna suma meșteșugurilor nomazilor. Simțul practic se îmbina cu esteticul, iar unele reprezentări plastice pot fi considerate chiar moderne. Iurtele sunt releveele unei migrații care s-a desfășurat secole la rând. Protobulgarii de după traci, slavii după protobulgari și lumea merge înainte, adică evoluează. Cum de altfel evoluează și îndemânarea acestora, folosirea anumitor tipuri de unelte și, bineînțeles, beneficiile aduse de civilizație. Doar câțiva pași separă universul protobulgar de cel slav, în care corturile devin case, iar obiectele de uz casnic și uneltele se raportează la noile nevoi determinate de viața sedentară, dar și de apărarea cetăților. Etnogeneza bulgarilor, deși simplă la prima vedere, a fost un proces complex, bazat pe sinteza între valorile slavilor și ale protobulgarilor și prin preluarea și adaptarea unor obiceiuri sociale, cutume și îndeletniciri.
A fost un drum lung și greu până la construcția ansamblului, așa cum arată în prezent. Popularitatea parcului nu a apărut peste noapte. Realitatea însă a confirmat că virtualul nu poate suplini plenarul trăirilor reale ale omului.